Oameni de milioane People like us. Cu La Europa FM. Cele mai importante lucruri în viață sunt cele pe care le faci Nu cele pe care le ai cel puțin asta ne spune omul de milioane din această săptămână. Cris Simion Mercurian este inițiator proiectului Grivița 53, care aduce în România, după 75 de ani, în discuție și în atenția publicului, teatrul și ridicarea unei noi, noi săli în care oamenii de cultură și cei care iubesc frumosul să se regăsească. Bun venit la Europa FM! Mulțumesc! E o provocare emisiunea ta! Crisimion Mercurian, regizoare, un om de milioane din foarte, foarte multe puncte de vedere și acum titor de teatru. Cum s-a ajuns Vânzător aici? Vânzător de cărămizi sau vânzător de cărămizi, cum vrei. Uite ce am, știi, în general, doamnele poartă o gentuță sau un alt accesoriu, al meu arată așa, este cărămida actitor pe care eu am pus-o la bătaie pentru a convinge comunitatea să construim împreună un teatru de la zero. Este prima inițiativă de acest fel din ultimii 75 de ani, din 1946. Nu s-a construit niciun teatru de la zero. Și pe principiu, dați un leu pentru Ateneu. M-am gândit să lansez cărămidă cu cărămidă, om cu om. Construim acest reper pe care eu îl consider o moștenire culturală pe care putem să o lăsăm generațiilor care vin. Nu doar la nivel de imobil, ci la nivel de spirit. Crisimon Mercurian, să nu te super pe mine pentru întrebarea următoare. În pandemie a apărut un sondaj care a făcut multă vâlvă că artiștii, oamenii de cultură sunt cumva la capătul listei de nevoi fundamentale ale oamenilor. Tu, fix în perioada asta de, de pandemie, te-ai decis să ridici un teatru. Și asta cu ajutorul donaților și cu ajutorul oamenilor. De ce, tocmai acum? Inițiativa a pornit în 2016. Pandemia nu a făcut decât să ne aducă un an de pauză, dar ne-a și testat pasiunea, credința și dorința de a duce la bun sfârșit acest proiect pentru că o situație extremă te determină să renunți sau să mergi mai departe. Eu de felul meu sunt o structură optimistă. Nu știu dacă ține de inconștiență sau dacă ține de, de felul meu de a fi, dar vreau să văd partea plină a paharului și când paharul este gol. Așa că, dacă am reușit să trecem de pandemie și să ne apucăm de vândut cărămizi după această perioadă, să ne propunem până la sfârșitul anului să ne găsim cei 30.000 de titori de care mai avem nevoie, e clar că ne lipsește ceva și că nu ne mai facem bine până când acest teatru nu va fi ridicat. Cum a venit ideea asta metaforică, de altfel? Să ridici un teatru cu ajutorul cărămizii, cărămidă cu cărămidă. Au fost inclusiv o acțiune cu mărțișoare care a avut foarte, foarte mare succes. A pornit dintr-un crez pe care îl am, din a fi împreună. Și cred că noi nu construim doar un teatru, construim și o comunitate în același timp. Și fiecare cărămidă, de fapt, în spatele ei se ascunde un suflet. Care este extrem de important. Și mortarul acesta ne leagă sufletele și va naște la un moment dat acest spațiu, care, repet, este mai mult decât un imobil. Este o definiție a energiei pe care noi o punem acolo. Și așa cum visurile de cele mai multe ori până se împlinesc par o utopie, eu am crezut că, este, că nu este un vis al meu, este un vis al unei generații și un exemplu pe care putem să-l lăsăm generațiilor care vin după noi. C în momentul în care le-ai povestit colegilor, pentru că sunt foarte mulți artiști, foarte mulți oameni de cultură care s-au alăturat aceste inițiative, au strâmbat cumva așa din, din nas și au zis că ți s-a întâmplat ceva și nu, nu ai toate țiglele pe casă, ca să rămânem în aceeași metaforă? Da, evident, evident că la început lumea este sceptică atunci, dar cred că, cred că este firesc să se întâmple așa. Pentru că este un demers extrem de, de curajos. One time only faci asta în viață. Nu ți se întâmplă de două ori să construiești un teatru. Și pare o nebunie. Bă. Necesită, cred eu, un anumit fel de a fi, și până oamenii se prind că tu chiar vezi foarte clar acest drum și până se prind că e și drumul lor și că de fapt nu ai făcut decât să deschizi o poartă pe care să intre alături de tine, durează ceva. Dar repet, pentru mine toată, toată neîncrederea sau suspiciunea sau încercările prin care am trecut până acum n-au făcut decât să mă determine, să-mi verific dorința de a duce la bun sfârșit proiectul, pentru că la câte obstacole au fost, cu siguranță ar fi trebuit să renunț uh, și să-mi văd de meseria mea, pentru că, slavă Domnului, uh, sunt un uh, regizor care mi iubesc uh, profesia, sunt un regizor activ, cu spectacole în foarte multe teatre din București... Uh, cu, sau aș fi putut să aleg să scriu în continuare, că slavă Domnului este uh, un mod de a mă exprima care mă aduce foarte multă bucurie și am nevoie să, să scriu și să le împărtășesc celorlalți. Aveam ce să fac. Nu eram genul de artist care uh, să stea pe bară. Din potrivă, chiar uh, acest proiect a venit uh, ca cireașa pe tort, așa. Nu... nu dar uh, cum, uh, cum pasiunea reușește să rezolve imposibilul și să-ți țină adrenalina uh, ca sursă de, de energie pentru ce vrei să faci, uh, nu, nu mă plâng, acționez. Am găsit o gașcă de, de oameni super faini care s-au alăturat proiectului constant. Avem o echipă de voluntari care și ei sunt artiști, tineri, actori. Uh, și, bă, elevi la liceu, în ultimul an de liceu, și mi-amintesc de mine că mă regăsesc foarte mult în, în atitudinea lor și în felul lor de a fi, așa eram și eu. Și m-am înconjurat de oameni care cred că au cam aceeași energie pe care o am și eu. Alături de personalitățile marcante care au ajuns să creadă în proiect și să se asocieze cu noi, de la uh, actorii, titori care sunt, uh, sunt în proiect, și uh, uh, la personalități din alte domenii care fac performanță în domeniul lor de activitate și au uh, găsit oportun să devină ambasadorii Grivița 53. Da, Grivița 53, că tot vorbim despre și nu am menționat numele până acum. Crisimion Mercurian, Grivița 53 este un proiect care se face cărămidă cu cărămidă, iar la începutul acestei săptămâni ai fost și în Parlament, ca să îi ajuți pe oamenii de acolo să contribuie și ei, cel puțin cu o cărămidă simbolică, cărămida fiind echivalentul unei donații, pentru această cauză. Cum a fost primită ideea? Care a fost reacția lor? Sunt în Parlament. Acum este ultima zi. Uh, uh, mai, uh, mai avem câteva ore ca să pot să dau verdictul. Uh, până în prezent uh, câștigă funcționarii, pentru că am împărțit cărămizile pe partide politice. Deci am pus uh, câți, demnitari, uh, câți demnitari am avut deputați uh, și am împărțit. Uh, o cărămidă, cel puțin de demnitar, și vom continua prezența noastră în Parlament. Luni vom fi în Senat, pentru că atât de, de mare vâlvă a stârnit grivița 53 în Camera Deputaților, încât am primit invitație să mergem și, și în Senat. Așa că vom continua să vindem cărămizi în Parlament, fără nicio tentă politică. Suntem un proiect independent și asta aș vrea să, să fie menționat ori de câte ori se vorbește despre povestea noastră. Suntem apartinici, apolitici și cred că prin asta vom reuși. Cred că ar fi fost mai inspirată ideea să mergi în perioadă de campanie electorală, pentru că atunci probabil și-ar fi făcut mai mulți demnitari și fotografii și s-ar fi lăudat cum ajută ei să se construiască un teatru în România după 75 de ani, iată. Cred că ar fi fost mult mai greu, pentru că dacă mai vedea la taraba noastră cu cărămizi cum discut cu fiecare demnitar și cum aloc timp, pentru că mă interesează și de ce cumpără, nu doar să cumpere. Țin foarte mult la calitatea ctitorilor care intră în acest proiect și la comunitatea pe care o construiești și poate pare o nebunie, pentru că ieri chiar am refuzat pe Cineva care a vrut să cumpere o cărămidă, pentru că l-am întrebat de ce, de ce vrea să, să o achiziționeze. Și uh, mi-a dat un răspuns care nu are legătură cu crezul nostru, și atunci am zis: Nu are sens, adică, octitori uh, trebuie să fie cei care uh, cred că teatrul este o uh, carte de vizită. A acest, a, poate e mult spus acestei țări, poate aș spune mai degrabă cultura este cartea de vizită sau arta este cartea de vizită a țării noastre Altfel nu, nu avem nevoie de câtitori oricum, teatrul acesta nu vrem să se facă oricum, oricând Vrem să se facă cu oameni ca noi care să ne semene, și atunci când va fi gata să ne reprezinte, să ne placă și să ne definească spiritul. Iartă-mă că zic. Suntem asta. Da. suntem mai rebeli. Da, iartă-mă că zic asta, dar chiar pare o nebunie să ai nevoie de bani, să ceri donații și să atragi printr o idee inedită, cum sunt aceste cărămii și totuși să refuzi banii pentru că ți se pare că cine vrea să contribuie la acest proiect ar face o doar dintr-un act de imagine sau care a fost explicația pe care ai primit -o? Nu, a fost, nu a fost prima dată când am refuzat. Spuneam că proiectul a început în 2016 și au mai fost situații în care oamenii nu au înțeles ce vrem să facem și au, am avut propuneri care nu au coincis cu crezul nostru și atunci nu ne-am asociat, pentru că nu are niciun sens. Ori eu aici în Parlament, de exemplu, am întâlnit oameni care cel puțin au fost sinceri și am apreciat că nu fusese răniciodată într-un teatru, dar că și-ar dori să, să vină, că abia acum am înțeles ce facem noi cu teatru independent și ce vrem să construim și din punctul ăsta de vedere m-am bucurat, pentru că, da, nu ne naștem atăștiutor, nu trebuie toată lumea care donează să, să fie elitist sau să facă parte dintr-o comunitate de, de, intelectuali, dar îmi doresc să fie onest și să fie sincer și să intre cu tot sufletul în comunitatea noastră. Pentru că, repet, nu construim un imobil, construim o comunitate și construim un spirit. La cât de puțin metri pătrați va avea teatrul, sunt 1400 de metri pătrați, sunt imobile în București pe persoană fizică, cred că mult mai mari decât ceea ce vrem noi să construim. Și atunci e important crezul fiecărui om care intră în, în acest demers, în această inițiativă. Bun, v-ați gândit ce se întâmplă după ce Grivița 53 trece de la stadiul de proiect la o clădire, la un loc fizic unde să se adune lumea? Cum puteți să da, îți mai departe? Evident, avem, avem atât de mersul artistic pregătit pentru următorii trei ani, cât și... Planul de management, pentru că de acolo am pornit de la sustenabilitate, fiind o inițiativă independentă. Dar cred că mai e puțin până acolo. Cred că cel puțin în următorii doi ani ne vom ocupa de strânscitori și de construcție. Mai sunt totuși 30.000 de cărămizi de vândut. Da, s-ar putea să ne trezim după emisiunea ta. Cu, uh, cu problema asta rezolvată, și atunci să ne apropiem de șantier mai repede. Apropo uh, dar, da, avem, uh, avem un plan de sustenabilitate. avem... Uh, N-am pornit la drum. Suntem noi, părem așa foarte copii naivi care s-au aruncat în barca aceasta și în povestea aceasta, dar uh, uh, avem. Uh, avem oameni în bordul nostru care ne sprijină în, în această direcție. Apropo de locul unde v-ați dus să vorbiți despre grivița 53. În Parlament sunt destul de mulți oameni, încă n-am ajuns la zeci de mii, dar probabil că dacă stați suficient de mult timp acolo, s-ar putea să crească numărul. E foarte fain că a fost o campanie inițiată atât pentru demnitari, cât și pentru funcționari. Și oamenii au înțeles că nu este vorba despre o asociere politică, ci despre o construcție culturală. Și cred că ăsta a fost marele câștig al prezenței noastre aici, Cris în Mor Parlament. Cris uh, Simion Mercurian, îți este frică de eșec? Uh, eu din eșec am învățat cel mai mult până acum. Uh, și am avut parte, slavă Domnului, de multe momente în care uh, am, am eșuat sau, ab sau am abandonat uh, sau uh, am fost pe un drum care nu era cel uh, firesc, dar au fost experiențele din care eu sunt astăzi, unde sunt. Și experiențele care m-au ajutat să înțeleg și să mă înțeleg, să uh, câștig în înțelepciune, să învăț. E... Eșecul nu este o rușine, eșecul este o șansă. Te-ai gândit ce vei face în momentul în care vei atrage fix ultima cărămidă de care aveți nevoie ca să ridicați grivița 53? Oi vom contacta pe toți scritorii și vom face un party pe în fața teatrului. <laughs> Crisimion Mercurian, mulțumesc mult pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Mult succes! Doamne, ajută! Oameni de milioane! Like us. Cu toate lumea, la Europa FM!